Am ascultat-o pe Luiza Spiridon, dar rămâneți cu noi, urmează un interviu interesant. Peste 200 de specialiști în domeniul selectuții au aflat soluții pentru creșterea calității vieții vârstnicilor la conferința națională intitulată Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă, un eveniment organizat de Fundația Regală Margareta României cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în prima zi de octombrie. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție, a fost organizat în premieră online, așa cum se fac toate lucrurile acum în pandemie. A fost deschisă de mesajul majestății sale Margareta, custodele coroanei române, un îndemn de a-i proteja și sprijini pe vârstnici și de a colabora pentru a le oferi o viață demnă și speranța de mai bine. Avem această declarație, acest îndemn al majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Urmărim acest mesaj și ne întoarcem imediat cu invitata noastră de astăzi și cu subiectul acesta pe care îl vom aborda. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice ne aduce alături pe noi, cei care dorim să-i protejăm, să-i sprijinim, să-i punem în valoare. Persoanele în vârstă sunt mult mai vulnerabile în fața COVID-19. Izolarea la domiciliu a făcut dificile cumpărăturile zilnice, vizita la medic sau beneficiul unor servicii. Oamenii nu s-au putut întâlni cu familia sau cu prietenii, iar distanțarea fizică a adus siguranță și deznădejde. Vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături. Împreună putem dărui oamenilor în vârstă o viață demnă, cu mai puține griji și cu speranță pentru viitor. Acesta a fost mesajul majestății sale Margareta, custodele coroanei române, la deschiderea conferinței naționale Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă. O întâlnire, cred eu, binevenită în condițiile în care situația vârstnicilor din România este așa cum este, mai ales în pandemie, nevoile au fost mult mai mari, iar discuțiile cred că au fost cred eu, încărcate și de soluții. Așa că aflăm mai multe despre ce s-a întâmplat acolo și ce s-a discutat în cadrul conferinței naționale de la Roxana Molocea. În această dimineață este cu noi prin Skype, coordonator program Telefonul Vârstnicului, dar și asistent social în cadrul Fundației Regale Margareta României. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație! Felicitări pentru această inițiativă! Foarte, foarte bună! Foarte bună, mai ales că, iată, trebuie să ne mai gândim și la viitor, nu doar la prezent. Corect, corect. Spuneți-ne mai multe despre această conferință. Cum s-a diferențiat această ediție față de celelalte ediții, ținând cont că a fost realizată în pandemie și probabil că au fost discutate mult mai multe probleme? Conferința, cea de-a patra conferință organizată de Fundația Regală, a fost în premieră online, lucru care a fost bun pe de o parte, pentru că a fost transmisă live pe YouTube și astfel a fost accesibilă la nivel național. Au putut participa și specialiști din toată țara, nu doar din București. În anii trecuți se făcea la Teatrul Național și din punctul ăsta de vedere a fost mai accesibilă. Care sunt principalele efecte pe care pandemia le-a avut asupra vârstnicilor, ținând cont că a fost foarte greu să manageriez situația aceasta, mai ales că lucrați la telefonul vârstnicului, probabil că ați avut discuții cu vârstnicii și v-au fost semnalate mai multe probleme. Sigur, temele conferinței s-au raportat la contextul pandemiei actuale. În cadrul conferinței am discutat despre faptul că pandemia îi afectează pe vârstnici atât fizic cât și mental. Izolarea socială poate duce la creșterea tensiunii arteriale, depresiei, creșterea în greutate, boli cognitive. Doamna doctor Luiza Spiru ne-a vorbit despre asta.
De asemenea, am avut invitat un specialist de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, care ne-a vorbit despre principalii factori cu impact direct asupra calității vieții a persoanelor vârstnice, și anume reorganizarea în ceea ce privește desfășurarea activității economice, izolarea la domiciliu, distanțarea socială și impactul acestora asupra lor. Spuneți-ne, în primul rând, înțelegem pe de o parte ce pot face serviciile sociale pentru vârstnici, să ne puteți spune dumneavoastră mai multe, dar mai cu seamă, care sunt soluțiile pe care ONG-urile le-au identificat și cum se adaptează acestei situații actuale de coronavirus? Mai multe ONG-uri au desfășurat campanii și programe special create pentru perioada aceasta. De exemplu, Asociația Studenților la Construcții, ei au făcut cumpărături pentru vârstnici. La Cluj, Fundația Comunitară a avut voluntari care au cumpărat medicamente. Se știe că în starea de urgență anumite medicamente nu se găseau, așa că ei au făcut tot posibilul să procure astfel de medicamente. Fundația Regală Margareta României a dezvoltat două programe în acest sens. Fondul pentru vârstnici, prin care s-au sprijinit cu donații anumite comunități din țară, și campania Fii voluntar pentru vârstnici, unde voluntarii au făcut pachete cu cumpărături pentru vârstnici. Foarte frumos. Toate aceste acțiuni aproape că se impuneau. Era nevoie să fie făcute. Am citit și prin presă și am văzut că au existat destule centre în care s-au înregistrat pacienți, persoane în vârstă, bolnave, infectate cu coronavirus. Încă mine de îngrijire pentru vârstnici, destul de multe focare. Unele dintre acestea au reușit, unele cămine de îngrijire pentru vârstnici, au reușit să evite acest lucru. Cum au reușit și ce planuri v-au fost oferite astfel încât să nu existe astfel de focare pe viitor? Plecând de la problema aceasta cu care, din păcate, ne confruntăm la nivel național, l-am avut invitat la conferință pe domnul director administrativ al căminului Rosen, domnul Pavel Alexandru Gerard, care ne-a spus care ar fi secretul. De fapt, secretul prin care poți ține SARS-CoV-2 în afara centrelor pentru vârstnici este respectarea strictă a regulilor și procedurilor de igienă și izolare. Reguli pe care cu toții ar trebui să le respectăm. Știm că este deja o tradiție ca în cadrul acestor conferințe să se vorbească, să se arate un top al nevoilor persoanelor vârstnice. În ultimii 5 ani, acest top ne-ar putea ajuta să înțelegem nevoile lor și mai cu seamă cum putem rămâne conectați cu problemele lor, să-i ajutăm pe vârstnici chiar în perioada aceasta a distanțării sociale. Sigur, de-a lungul timpului și chiar în contextul actual, ne-am dat seama că nevoile principale ale vârstnicilor, pe lângă nevoile de îngrijire de bază, cum ar fi cea de alimente, financiare, vârstnicii au nevoie de socializare. Am mai discutat despre asta. Vârstnicii sunt singuri, nu au nevoie să stea de vorbă cu cineva. Dacă pentru celelalte boli există medicamente, singurătatea nu are leac. Noi încurajăm pe toată lumea să stea de vorbă cu vârstnicii, chiar și 5 minute sunt foarte importante și de cele mai multe ori schimbă starea de spirit pe o zi întreagă sau poate mai mult. O altă nevoie importantă este cea de informații utile. Dacă noi, cei tineri, avem acces la informații căutând imediat pe internet, ei nu au această posibilitate. Și atunci noi căutăm pe internet orice informație au ei nevoie. Da, la început am plecat de la ideea că suntem asistenți sociali, oferim servicii de asistență socială, însă ne-am dat seama că trebuie să ne adaptăm și că vârstnicii au și alte nevoi. E foarte important să facem asta, chiar dacă nu lucrăm la telefonul vârstnicului și nu asta facem în fiecare zi, dar măcar să-i sunăm pe bunicii noștri sau dacă știm
vecini care au nevoie, sunt singuri și au anumite nevoi, important să știm care sunt nevoile lor. În cazul în care vrem să direcționăm pe cineva către telefonul vârstnicului, spuneți-ne unde găsim informații și care este numărul de telefon al vârstnicului, încă o dată. Numărul de telefon este 0800 460 001, disponibil de luni până vineri de la orele 8 la 20 și sâmbătă de la 8 la 16. Ne puteți găsi pe site-ul www.telefonulvârstnicului.ro sau pe www.prmr.ro. Mulțumim de la Fundația Regală. Mulțumim foarte mult pentru aceste detalii și pentru informațiile pe care ne le-ați adus în această dimineață. Mult spor în ce aveți de făcut, pentru că misiunea este una deosebită. Mulțumim foarte mult și noi. Alături de noi prin Skype a fost Roxana Molocea, coordonator program Telefonul Vârstnicului și asistent social în cadrul Fundației Regale Margareta a României.